văzut o asociere PSD Aur în Parlament la moțiunea de cenzură, acolo unde cele două partide au pus mână de la mână să ajungă la 201 voturi. Putem vedea în viitor o colaborare între PSD și Aur? Nici acum nu am colaborat. E adevărat, am făcut public din timp textul moțiunii, l-am trimis. Dar a avut PSD sprijinul Aur în Parlament. Textul moțiunii. Ei au spus că ne sprijină în Parlament, dar că nu vor să meargă cu noi oricum într-o coaliție, nici nu i-am invitat să meargă într-o coaliție la această moțiune, pentru că nu sunt de acord cu tot textul, că ar fi vrut să fie un text mai dur, să ei ar fi putut alte aspecte să introducă. Le-am spus că au și ei dreptul să caute, să încerce să facă o moțiune atunci când vor vrea. Este o... Până la urmă nu este o întâmplare, pentru că sunt cele două partide care au rămas în opoziție, pentru că restul partidelor, inclusiv minoritățile, sunt la putere, deci dacă toți ceilalți sunt la putere, nu ai rămas în opoziție. Că ești prieten, că nu se întâmplă de foarte multe ori să votezi contra guvernului. Asta este rolul opoziției. Nu avem în acest moment niciun proiect comun cu Aur, însă noi ca politicieni naționali trebuie să vedem un lucru. Noi ar trebui să ne grupăm în echipe sau în grupuri în funcție de teme. Și atunci când sunt teme naționale, când e vorba de priorități naționale, ar trebui să nu se vadă nici diferența între PNL și PSD, de exemplu, pentru că ar trebui să mergem împreună la toate temele de prioritate națională. Nu se întâmplă asta, chiar dacă ei încearcă mereu și am văzut în toate discursurile liberale, l-au încercat să spună că noi ne-am asociat cu un partid extremist. Nu este corect asta, pentru că în acest moment Aur este un partid parlamentar, este un partid care se comportă, cu excepția doamnei Șoșoacă, care a și fost eliminată oarecum din grup, se comportă civilizat. Nu am văzut să propună vreun parlamentar Aur ceva care să fie antidemocratic sau care să nu respecte regulile democrației din acest moment, așa încât nu putem să-i neglijăm total pe colegii noștri de la Aur. Care a și ajuns Aur al treilea partid, înțelegem? Și în studii este chiar al treilea partid în acest moment, ceea ce le dă o anumită greutate. Evident, contează ce vor face în viitor, cum vor reuși să-și atragă resursa umană, dacă vor reuși să crească sau nu, dacă își vor mai rafina temele. Eu sunt sigur că este un partid care se află în construcție în acest moment. Am reușit să cunosc în Parlament oamenii care din zona Aur, care sunt intelectuali importanți, jurnaliști, care au fost jurnaliști foarte buni, cu experiență, scriitori. Deci oameni care, spunem noi în Parlament, așa în limbajul nostru, cu care se poate discuta și care sunt egalii noștri din toate punctele de vedere. Deci nu sunt pentru a stigmatiza un partid, numai pentru că la un moment dat a avut o atitudine mai extremă. Până la urmă, ei au unele teme mai extremiste, dar sunt un partid contra sistem. Ei vor ca în acest moment să intre, să spargă plafonul de sticlă, cum se spune în politică, și să intre în joc. După ce vor deveni, vor intra în joc, o să vedeți că dispar extremismele. Este și cazul USR Plus. USR Plus au fost contra sistem. Acum, în foarte multe lucruri, vedem că sunt chiar conservatori. Vor să rămână la putere, vor să rămână sistemul. Au politizat acolo unde spuneau înainte că nu vor politizare. Erau puternic împotriva corupției, acum au început să aibă probleme cu legea și nu mai sunt atât de anticorupție. Așa se întâmplă în politică, până la asta, devenirea unui partid politic.